îndrăgostit, cred că da, da, da. Și sunt tare fericit. Ce frumusețe! Iubita mea! Doamne, ce frumos să stă cu perdeaua aia așa de ploaie în spate. După așa o introducere în atmosferă, se cere și o scurtă recapitulare a ultimelor evenimente. Cum v-am lăsat eu frumoși? Cum am sărit noi ca niște proști. Îndrăgostiți! Crăpa inima voi de bucurie, de îndrăgostit ce erați. Și au venit mândrele, s-au așezat în poalile la băieț. Și ați luat o razna. Știi ce aș fi făcut eu în locul vostru? Aș fi zis, Andra, Ina, fetele, hai să ieșim puțin pe terasă, că poate... N-aveam voie, ne-au ținut acolo sus. Să ne uităm. De fapt, ne-au zis să stăm ori în cameră, ori pe acel hol de sus. Ne-au ținut și sus noi acolo două ore. Păi eu am înțeles că de nervi și de ciudă ați plecat de nebune, ați sărit gardul. A, da, după aceea. După ce s-a terminat. Deci voi erați obligate să vedeți cum băieții voștri sunt pupăciți? Noi ne-am uitat. Noi ne-am uitat. De ce te-ai uitat? Păi asta zic. De ce n-ai sărit gardul înainte, nu după? Ca după nu am mai înțeles nimeni nimic. Ideea e că eu vreau să iau aer, asta era. Păi și ce, după gard de alt aer? Asta de aici nu-ți mai priește? Da, mă, dar nu așa era frumos. Să ieși, hai mă să lăsăm băieții să danseze cu fetele. Să se simtă și ei bine, că de mâine sunt... Astă seara am înțeles că aveți voi parte de... Da. A? O să mă distrez, bă. Mie că mâine vă găsesc bătute pe aici. A? Sincer. Du-te. Ar fi reacționat și așa. Acum că grupul s-a mai restrâns, predicțiile despre ce va fi parcă sunt mai la îndemână. Aveți grijă ce faceți de seara, când doar începe. Am mai văzut stripper, doamna Maria. Dar nu e că n-ai văzut. Avem la mireasă să vă stripper. De acum nu mai trebuie să fie stripper. Măi, fetelor, acum voi credeți că pe bărbații ăștia, când i-o lua de soți, stau așa legați de fusta voastră? Ai, lasă-mă! Sau bune că tu crezi asta? Doar aici la emisiune. Doar sub fusta ta o să fie? Vai, doamna de Maria, când o să avem... Ale! Da. Tu chiar crezi chestia asta că eu nu ți-o să stea... Da, da, știți care-i chestia? Care-i chestia? Fii un om închis atât de fără apă, paie și... Așa? Ălai și bătaie. Cum poți să reacționeze când tu aduci nenorocirile alea în față? Ia uite, a venit cineva în casă. Ina, ce ai pățit, Ina? Ina! Dar de ce ai luat-o așa de dur și de grav și de dramatic și tragic? Am vrut să creionez frumos. Ai vrut să creionezi? Am înțeles că a transpirat foarte tare Ciprian. Da, și nici nu știe de ce. Aici e problema. Păi nu știe de ce. Cum? Am înțeles că fata s-a urcat în brațele lui și... S-a lăsat transpirația pe pantalonii lui. Și el ce vină are? Că nu știe nici măcar că a făcut acest lucru. Eu înțeleg că atâta timp cât dansezi. Da. Nu trebuie să rămâi acolo înțepenită pe el. Având în vedere că eu sunt sus și privesc și nu doar eu. Dar de mine ar trebui să țină cont cel mai mult. Că mă uit la el. Și efectiv ea nu se mai ridică după el și face toate felurile. Așa. Sunt acolo sus și știi că mă doare. Mă doare. Și tu faci. Pe mine mă doare și ție nu-ți pasă. Și eu măcar încerc să trecem peste. El vrea să-ți recunosc eu că am greșit. Păi dacă lui nu-i se pare că a făcut vreo boacă, nu? Eu nu o să spun că am greșit. Eu o să spun că am greșit amândoi. El încearcă să caute vinovatul. Eu încerc să explic că nu ajungi să ameliorezi absolut nimic căutând vinovatul. Și în loc să caute vinovatul, mai vine să caute o cale de mijloc. Așteptam să-ți arate că vrea să te respecte, că vrea să fii mireasa lui, că e pregătit pentru acel moment. Așa, deci voi ați luat ca pe un test acest lucru. Și nici de cum ca pe moment, într-adevăr, al burlacilor seara. Un macio, hai, fata momentul mea, burlaci, cu talentul. Trebuie să fie fix între băieți, doar băieți. Păi da, și n-a fost să fie așa. Să închidem undeva, să nu avem acces. Era un test. Pe mine asta mă deranjează. Ai știut-o și ai făcut-o. Nu, tu l-ai luat ca pe un test. Păi este un test. Eu l-am luat așa cum e. Nu trebuia să-l luați ca pe un test. Păi a fost nu. Așa cum e. Mireasa!
material de genul. L-ai luat ca pe un test, da. V-am zis că poate fi considerat și un test pentru voi și pentru, nu neapărat pentru ce ar putea face băieții, ci pentru cât de puternice sunt cuplurile voastre. Dar el l-a trecut cu brio, pentru că eu neasistind și n-am știut ce s-a întâmplat, eu am văzut doar 3 secunde, el deja... El s-a comportat bine, dar eu n-am știut acest lucru. 3 secunde și a ieșit uraganul. 3 secunde, aia da. Aia a fost. Cam viața ți oferă multe teste. Multe, da. Ăsta este unul așa, micuț. Dar este de adevărat... De primul l-am trecut. Că în viață nu sunteți filmați permanent, nu sunteți cu prieteni permanent și trebuie să vă descurcați în cuplu. Nu e un capăt de țară ce s-a întâmplat. Nebunia lui Ale și a Andrei de a pleca. Chiar pe arătură așa, cum a fost? Ce era în capul vostru să faceți pe arătură? Ce găseați voi pe arătură? Eu am zis că au plecat după înghețată la două noapte. Nu, las-o încolo de înghețată. Îți trebuie multă nebunie să pleci așa pe arătură în prag de nuntă, că ce? Că ce? Că trebuie o gură de aer. A, într-adevăr că îți trebuie mult timp și tot nu ajungi să fii înțelept și să ai o atitudine înțeleaptă. Așa că nu judecăm atitudinea, pentru că au fost reacții de moment. Cert este că nu așa se rezolvă. Că femeia ține frâul cum trebuie și când cauți, găsești de lucru. Când te uiți în telefonul bărbatului, mai bine nu te uiți, ca să nu-ți faci de treabă. Întotdeauna găsești. Când vrei să fii mereu acaparatoare față de celălalt, nu e ok. Lui nu-i dai libertate, ție nu-ți dai liniște. Un cuplu nu se ține niciodată așa. Că veți rămâne așa cum sunteți sau veți face cuplu cu altcineva. Nu e. Ori gândești și îl trebuie să fii și un pic diabolic, să-l frești după aceea, așa cum unde știi că îl doare, dar frumos, nu cu ceartă. Nu, cu cearta nu se rezolvă. Este o vorbă. Cu cearta nu rezolvi și nu faci niciodată treabă. Absolut nu faci frăție. Dar e adevărat că nici cu calm nu poți să... tratezi fiecare situație, pentru că la un moment dat, ca orice femeie, îți ieși din pepeni. Îți ieși numai ca dramul ăla, picul ăla de înțelepciune pe care o caută Ina. Înțelept n-ai reacționat deloc. Știi și tu. Nu mai vorbi de înțelepciune, că înseamnă că îmbătrânești. Am reflectat. Un om când a îmbătrânit este înțelept. Lasă-o încolo de înțelepciune, trăiește viața cum vine. Trecem peste ca să nu mai scoatem nici vinovați, că eu sunt valuri. Da, nu căutăm vinovați sub nicio formă, ci încercăm să înțelegem ce au simțit ele și de ce au reacționat așa. Și cred că frustrare. Este bine ca fiecare om să reacționeze așa cum simte și să fie el cu adevărat, pentru că așa îi dă ocazia partenerului să-l cunoască și partenerei să-l cunoască. Așa ajung oamenii cu adevărat să se cunoască. Dacă ne reținem în stai să fiu înțeleaptă și să nu reacționez într-un fel. Nu, am spus, înțeleaptă ești când ești bătrână. Cred că oamenii se pot înstrăina de-a lungul timpului și cred că cel mai bine e să fiți așa, exact așa cum sunteți, să faceți exact ceea ce vă spune sufletul. Din când în când și cu un pic de... Mulțumim. Nu? Creierul când o ia pe șela parătură, cum a luat-o Ale cu Andra, nu acum mai e nici ăla. Sunt oameni care sunt mai cerebrali, sunt oameni care gândesc că merg pe ce simt, pe suflet, cum sunt cei doi amorezi de aici. Nu ți-am auzit curța deloc astăzi, Armando. Cum ai reacționat după petrecerea de ieri? Cum a fost? Ieri, după ce am terminat emisia live, a venit Armando și mi-a spus că este foarte emoționat, că dacă pune vreun mâna pe Andra este cu scandal, că n-are nimeni voie să pună mâna pe Andra, că el are nebunii. Vezi, asta este razna, că tocmai... Că nici măcar... Deci era 4 după amiaza, nici măcar... Bărbații sunt mai posesivi. Bărbații sunt mai posesivi. Femeile un pic mai colerice. Ele își exprimă, se exteriorizează... Da, ele au făcut foarte rău că au stat și au asistat. Ele și-au făcut rău singure. Deci ele, pentru că au asistat, ele cumva, băieții, când au coborât, trebuia să le lege. Să le prindă cu scoci de pereți și le lăsau acolo. Așa erau siguri că ei cumva pot să facă nu ce vor.
așa, să se desfășoare într-un mod cu bun simț. Eu cred că a fost un test și pentru ele, pentru că și-au testat abilitatea de a... Da. Asta este jocul, ce să-i facem? De a înțelege și de a accepta și câte pot accepta și cu câte, peste câte lucruri pot trece cu vederea, pentru că, na, trebuie să știe cumva. Totuși aici ele au trăit în alt ritm decât trăiește în viață în mod normal. Să știe că s-au scărpinat și invers așa, să știe. Da, e bine, să le facă pe toate. Da.